În continuare, vom trece la prezentarea ecuației de propagare a undelor. Pentru a descrie matematic fenomenele ondulatorii, va trebui să introducem câteva mărimi caracteristice și să punem în ecuație această mișcare, acest tip de mișcare, astfel încât să putem face operarea matematică a unor asemenea fenomene. În general, o funcție u de x și t, adică de coordonate și timp, descriind o comportare periodică, de exemplu sinusoidală, în spațiu și timp, are forma unei sinusoide, deci o amplitudine înmulțită cu sinus de alfa x minus beta t, deci depinde de coordonate și de timp. Pentru a vedea câteva mărimi caracteristice acestei mișcări ondulatorii, acestei mișcări sinusoidale, presupunem că se realizează o periodicitate după un interval spațial delta x și un interval temporal delta t. Astfel încât, după un interval delta x și un interval delta t, funcția sinus se regăsește cu valorile ce le avea la momentul x și momentul în poziția x și la momentul t. Adică sinus de alfa x minus beta t va trebui să fie egal cu sinus de alfa x plus delta x minus beta t plus delta t. Deci o deplasare în spațiu sau în timp cu perioada delta x respectiv delta t va face ca cele două mărimi sinusoidale, fazele lor să fie identice. Dezvoltând, separând, de exemplu, în argumentul sinusului, partea inițială cu x și t, respectiv alfa x minus beta t, și partea cu deplasarea în spațiu și timp cu delta x și delta t, pentru ca să obținem egalitatea valorilor de sinus, va trebui ca acest termen suplimentar apărut să fie egal cu 0. Deci alfa delta x minus b ori delta t trebuie să fie egal cu 0. Atunci sin de alfa x minus beta t egal cu sin de alfa x minus beta t. Deci din aceste condiții, din această condiție, alfa delta x minus beta delta t egal cu 0, rezultă că delta x pe delta t egal cu beta supra alfa. Cu alte cuvinte, variația în timp, variația spațiului deplasării acestei faze în unitate de timp este tocmai viteza de fază. Viteza e delta x pe delta t, egală cu raportul coeficienților beta și alfa, deocamdată nespecificați. Să vedem pe rând care este periodicitatea spațială și după aceea periodicitatea temporală. Deci, ca să vedem periodicitatea spațială, luăm un moment de timp constant, adică delta t egal cu 0. Atunci, funcția noastră de undă u de x și t, având delta t 0, putem scrie că sin de alfa x egal cu sin de alfa x plus delta x. Această condiție implică alfa ori delta x să fie egal cu 2pi, adică perioada unei funcții sinusoidale. De aici, delta x este identic cu lambda și 2pi egal cu 2pi supra alfa. Această mărime se cheamă lungime de undă, adică perioada spațială după care
funcția sinusoidală revine la valorile anterioare. Deci, coeficientul alfa este direct legat de lungimea de undă. La fel, să vedem în cazul periodicității temporale. În acest caz, luăm o coordonată constantă. Deci ne uităm într-un singur punct din spațiu. Deci variația delta x egală cu 0. Iar în acest punct urmărim cum variază funcția sinusoidală în timp. Și vedem că după un interval delta t, funcția sinusoidală ajunge la valorile inițiale. Cu alte cuvinte, acest beta ori delta t trebuie să fie un multiplu de 2π. Dacă este 2π, un singur 2π, obținem perioada de timp după care se repetă faza de oscilație. Cu alte cuvinte, acest interval de timp după care se repetă faza de oscilație, adică delta t egal cu 2π supra beta, se cheamă perioada de oscilație. Se notează cu t. Inversul perioadei de oscilație, adică numărul de oscilații în unitate de timp, reprezintă frecvența de oscilație. Ei, perioada, respectiv frecvența de oscilație, sunt mărimi caracteristice direct legate de al doilea coeficient, beta, din descrierea sinusoidală a mișcării ondulatorii. În acest fel, având lungimea de undă și frecvența, produsul lor este 2π supra alfa de la lambda și beta supra 2π, adică beta supra alfa. Dar beta supra alfa am văzut că nu este altceva decât viteza de deplasare a undei. Astfel că produsul lambda nu este egal cu viteza de deplasare. Deci, având definite lungimea de undă și frecvența de oscilație, vom putea, în locul coeficienților alfa și beta, să trecem la lambda și nu. Astfel că alfa 2π supra egal cu 2π supra lambda, de aici, alfa egal cu 2π supra lambda, iar beta egal cu 2π nu, înlocuite în relația inițială a oscilației noastre sinusoidale, se obține funcția de undă ce descrie mișcarea în spațiu și timp ca fiind 2π ori x supra lambda minus nu ori t. Deci 2π nu ori t. Deci aceasta este descrierea unei mișcări periodice, sinusoidale, în spațiu și timp. Acum, pentru a afla ecuația diferențială care descrie o asemenea mișcare sinusoidală, folosim funcția ce am găsit-o anterior, deci această funcție de undă ce depinde de spațiu și timp, și să o utilizăm în descrierea ulterioară a acestor mișcări. Desigur, în loc de funcție sinusoidală, se folosește pentru o undă plană, de exemplu, se folosește descrierea prin exponențială, cu ajutorul numărului imaginar i. Partea reală descrie componenta sinusoidală, iar partea imaginară descrie componenta cosinusoidală. Deci fie sub această formă, fie sub această formă, avem aceeași descriere
periodică a unei mișcări periodice ondulatorii. O altă formă care deseori se folosește în descrierea undei plane se face prin înlocuirea lungimii de undă și a frecvenței prin numărul de undă K și pulsația omega. Deci omega, pulsația, este legată de frecvență prin înmulțirea cu 2pi. Iar numărul de undă este dat de 2pi supra lambda și dacă le mulțim cu vectorul versorul direcției de propagare a undei, obținem vectorul de undă, K. De multe ori, dacă în loc de lambda dacă mulțim, de exemplu, și numărătorul și numitorul cu nu, 2 pi nu este omega, iar lambda ori nu este viteza de propagare. Deci, vectorul de undă se mai poate scrie și sub această formă. Produsul scalar între vectorul de undă și vectorul de coordonată va deveni, în acest caz, 2 pi n înmulțit scalar cu x supra lambda. Astfel că funcția noastră de undă se va putea scrie ca I 2 pi x supra lambda este 2 pi x supra lambda înmulțit 2 pi nx supra lambda este K ori x. Deci ne arată și direcția de propagare. Iar 2 pi nu este omega. Astfel că ecuația undelor se poate scrie cu ajutorul exponențialei în care avem vectorul de undă și pulsația acestei mișcări ondulatorii. În mecanica cuantică, de multe ori, în loc de pulsație se mulțește cu constanta lui Planck redusă și se introduce energia în loc de pulsație, iar în loc de vectorul de undă mulțit cu aceeași constantă a lui Planck redusă se folosește vectorul impuls. Astfel că unda plană deseori se poate scrie sub forma A ori I supra H barat, deoarece în loc de K am introdus P supra H barat, deci P înmulțit scalar cu X ca vector, minus E înmulțit cu timpul. Deci acestea sunt formele sub care se pot găsi ecuațiile de propagare a undei plane. Acum, pentru a calcula ecuația diferențială pe care o satisfac aceste unde plane, putem calcula derivatele funcției. Derivata în raport cu x este a înmulțit cu a, deci derivata în raport cu x este așa, este 2pi supra lambda ori x minus nu t derivata a doua în raport cu x este dată de a pătrat supra lambda pătrat, fiindcă mai apare o dată un lambda, sinus de 2 pi x supra lambda minus nu t. Derivata în raport cu timpul este minus nu ori a cosinus de 2 pi x supra lambda minus
newte. Și derivata a doua este, în raport cu timpul, este nu pătrat ori a, deci cu minus, cu minus de plus, nu pătrat ori a pătrat și sinus. Deci avem derivatele de ordinul 1 și de ordinul 2 în raport cu coordonata și timpul și folosind legătura dintre lambda nu și viteza de propagare a undei ridicată la pătrat, avem nu pătrat supra v pătrat minus 1 pe lambda pătrat egal cu 0. Deci înlocuind nu pătrat și 1 pe lambda pătrat din expresiile cu derivata de ordin 2 și împărțind cu a pătrat sinus de 2 pi x supra lambda minus nu t, obținem deci nu pătrat supra v pătrat, adică d2u supra dt2 minus 1 pe lambda pătrat. 1 pe lambda pătrat este d2u supra dx2 egal cu 0. Deci această ecuație diferențială de ordin 2 este cea pe care o satisface o undă plană, fie sub forma de sinus, fie sub forma exponențială. Deci, ecuația diferențială căutată. Trebuie să reținem această formulă, fiindcă ecuația de propagare a undelor descrisă de această ecuație se întâlnește într-o serie de aplicații de fizică, fizică cuantică sau electrodinamică. O să o folosim în continuare.